Vești bune pentru mămici și pitici. Muzeul Pedagogic a deschis expoziția Povestea Pământului. Cei mici pot învăța cum s-a format pământul și ce schimbări au avut loc pe parcursul trecerii timpului. Aceștia pot descoperi chiar speciile de mamuți prin analizarea fosilelor. Copiii au la dispoziție și aplicații multimedia cu ajutorul cărora pot afla povestea minunatei noastre planete. Spiritele trovanților care au venit tocmai din Ținutul Buzăului de la Bozioru să ne povestească lucruri foarte interesante despre cum s-au format trovanții și câte lucruri au aflat ei pe parcursul milioanelor de ani. De asemenea, foarte multe curiozități. De exemplu, sunt puțini care știu că zona Buzăului era un fund de mare și că munții de sare care există acolo au rezultat în urma evaporării mării respective. Copiii pot afla cum s-a format planeta noastră, prin ce schimbări a trecut pe parcursul milioanelor de ani, de la formarea planetei până astăzi, activități practice și multă distracție. Și asta e o spăiță? Da, asta e o spăiță de care vreau să vă povestesc, care are una din valve mai mari și una mai mică, asimetrică, și o să vede și cea mică. Expoziția poate fi vizitată în perioada 15 iulie-31 octombrie 2019 cu programare prealabilă de luni până sâmbătă între orele 10 și 19 la sediul Muzeului Pedagogic din Brașov.